Pe data de 29 ianuarie 2018, doamna Dăncilă zice așa: jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Este jurământul pe care îl depunem noi care obținem și îndeplinim după aceea demnități publice. Asta înseamnă nu doar că se respectă ad literam Constituția, legile țării, asta înseamnă și că se respectă principiul colaborării loiale, că se respectă nevoia de consultare în interesul statului român între președinte și prim-ministru, că se respectă deciziile Curții Constituționale, toate acestea în interesul României și a românilor. Doamna Dăncilă a preferat să execute ordinele venite de la partid. Având în vedere acestea, eu retrag încrederea doamnei Dăncilă. După cum am spus, pe 29 ianuarie, guvernul a fost investit. Au trecut aproximativ 3 luni de atunci, 3 luni după care pot să trag o concluzie. Doamna Dăncilă nu face față poziției de prim-ministru al României și transformă astfel guvernul într-o vulnerabilitate pentru România. De aceea solicit public demisia doamnei Dăncilă din funcția de prim-ministru al României.